Sesiunea solemnă dedicată Zilei Academiei Române a adunat astăzi personalități din țară și din străinătate. Au dorit să-și arate susținerea și recunoștința pentru realizările din cei 150 de ani care au trecut de la semnarea de către domnitorul Carol I a decretului privind convocarea ședinței inaugurale a Societății Academice Române, devenită ulterior Academia Română. La Academia Română au fost prezenți academicieni, oameni politici și de cultură, ambasadori, academicieni din Republica Moldova și alți oaspeți din țară și străinătate. Discursurile acestora au evidențiat rolul instituției marcată de un secol și jumătate de existență. Ce trebuie să fie Academia Română pentru a împlini viziunea unor iluștri înaintași? Și l-aleg pe unul dintre președinții Academiei Române, pe academicianul Dimitrie Gusie. Reputatul președinte subliniază în discursul său de recepție la Academia Română din 10 iunie 1923, care se numește Ființa și menirea Academiilor. Academia Română, de la înființarea ei până astăzi, a considerat ca o datorie principală să îmbogățească și să înalțe patrimoniul cultural al națiunii. Așa a fost până acum, așa va fi și de acum înainte, un mijloc superior și dezinteresat de îndrumare și progres în viața spirituală a neamului, o păstrătoare a continuității și statorniciei muncii științifice și culturale productive. Coincidență istorică și simbol în același timp. Constituția statului modern, Casa Regală și Academia Română au aceeași dată de naștere, anul 1866. Fiecare dintre acești trei piloni ai statalității noastre moderne, cu uneltele sale specifice, a promovat în societatea românească conceptul și valorile morale asociate profesionalismului, meritului, spiritului civic și simțului datoriei. Aniversarea Academiei Române este cinstirea unei instituții ce a dat profil european, unei națiuni ce își urmărea, acum un veac și jumătate, unitatea, independența și suveranitatea. Aniversarea și a 150 de ani de la fondarea Bibliotecii Academiei nu este o simplă coincidență, ci expresia faptului că îngrijirea limbii, lărgirea sferei cunoașterii și dezvoltarea culturii românești s-au îngemânat în activitatea Academiei Române ca instituție far a societății românești. Academia Română este un pilon important al cercetării din România, un for de consacrare și un participant activ în viața societății.